Mac Pro este cel mai scump produs pe care poți să-l cumperi de la Apple în momentul de față. În țările europene, prețul lui pornește de la 6.500 de euro și poate ajunge până la aproape 60.000 de euro dacă alegi specificațiile maxime. Este o unitate centrală care pentru 99,99% dintre oameni este mult prea performantă. Acesta este și motivul pentru care costă atât de mult. Doar o mică, foarte mică parte dintre profesioniștii din industriile de grafică, arhitectură, animație sau producție video au nevoie de toată puterea asta de procesare ascunsă în PC-ul ăsta. Și da, când ai atâția bani pe un PC, o să vezi că toată experiența pe care o ai cu el este premium. De la deschiderea cutiei până la felul în care arată materialele din care e făcut sau ingeniozitatea cu care e construit sistemul din jurul lui. Spre exemplu, dacă vrei să ai acces la componentele din interior, tot ce ai de făcut este să învârți demânerul ăsta și apoi să tragi carcasa în sus. Iar după ce faci asta, ai acces la o serie de componente ascunse sub niște învelitori negre, mate, aranjate în așa fel încât să nu se vadă niciun fel de cablu de conectare între ele. Iar dacă vrei să scoți sau să schimbi ceva de aici, o poți face fără unelte sofisticate, ci doar deschizând câteva cleme sau folosind o șurubelniță. Atât de simplu. A, iar cele trei ventilatoare de aici sunt programate să funcționeze la viteze diferite, astfel încât să nu producă zgomot atunci când pornesc. Cam tare, nu? Eu recunosc, am fost norocos. Este foarte, foarte greu să pui mâna pe un astfel de dispozitiv pentru că puțin le dețin în primul rând, dar și mai puțin sunt cei dispuși să-ți lase pentru review un PC atât de scump și de performant. Când a apărut, unii spuneau că este un fel de Rolls-Royce al PC-urilor, atât de sus e setat standardul. Unitatea testată de mine este de la Server Config, partenerii noștri cu care facem seria PC de lucru, iar faptul că au reușit să pună mâna pe un astfel de device mi se pare un lucru mare în sine. Server Config vinde PC-uri, stații de lucru și server refurbished, iar acest Mac Pro poate fi cumpărat de la ei la mai puțin de jumătate din prețul produsului dacă ar fi să-l cumperi nou. Ah, iar dacă o să dai o căutare pe Google, o să vezi că nimeni nu mai are la vânzare așa ceva în țara noastră, pentru că aceia puțini care îl dețin deja nu au încă un locuitor pentru el, deci nu au motive să-l vândă. Așa că e foarte greu să găsești un astfel de produs de cumpărat sau de testat. Deci dacă în urma acestui clip simți că produsul ți se potrivește, cred că nu merită să mai stai pe gânduri că nu mai prinzi prea curând așa ceva. Bun, dar hai să vedem ce configurație avem la PC-ul nostru. Vorbim despre un procesor Intel Xeon W3245 cu 16 nuclee, 192 de GB de memorie RAM ECC, 4 TB de spațiu de stocare pe SSD și o placă video AMD Radeon Pro Vega 2 de 32 de GB. Mai mult vine echipat și cu o placă Apple Afterburner, care ajută la o decodare și un playback mai rapid al clipurilor video în formate ProRes și ProRes RAW. Practic, dacă lucrezi cu astfel de fișiere, vei câștiga foarte mult timp la randare sau la playback cu mai multe streamuri, având acest device instalat în PC-ul tău. Bun, dar hai să ne uităm puțin și la performanțe, că e un monstru de PC, cu siguranță ai văzut asta deja, din specificații, dar cât de bine se descurcă la treaba pe care o are de făcut, vedem imediat. Ei bine, în sine, Benchmark 23 am obținut un scor de 18.717 în testul multicore. E un scor excelent, luând în considerare cele 16 nuclee pe care le are procesorul, iar în topul Cinebench, deasupra PC-ului nostru, se afla un Mac Pro, dar cu procesor de 24 de nuclee, plus un PC cu Windows cu 32 de nuclee. Deci, diferența e justificată, oricum te-ai uitat la asta. Apoi m-am gândit să trecem la testele din viața reală direct, iar ca să le facem mai interesante, am comparat rezultatele obținute de Mac Pro cu cele obținute de iMac-ul meu, cu procesor M1 și 8 GB de RAM, dar și cu MacBook Pro-ul editorului meu, Vlad, cu procesor M1 Max și 32 de GB de RAM. La testele din viața reală am început cu un test în Blender. Am descărcat softul pe toate cele trei computere și am randat cel mai nou splash screen oferit de către cei de la Blender. În acest test contează cel mai mult rapiditatea cu care este randată imaginea. Pe ecran poți vedea cum s-au descurcat cele trei sisteme și, după cum vezi, Mac Pro-ul câștigă liniștit, lucru care nu ne miră de altfel, cu un timp de 47 de secunde, în timp ce procesoarele M1 și M1 Max au depășit toate un minut. Ai crede că diferența nu e chiar atât de mare, doar că proiectul randat de noi a fost unul extrem de simplu. Timpii devin
cu mult mai diferiți pe măsură ce crește dificultatea proiectelor. Apoi am trecut la testul pe care eu cel puțin îl așteptam cel mai mult, ce anume exportarea clipurilor video cu Final Cut Pro. Am început lejer așa, prin a exporta un vlog 4K de 9 minute și 35 de secunde și este chiar episodul anterior din PC de lucru pe care l-am ales pentru că are de toate, atât ilustrații multe cât și texte pe ecran, colorizări, tranziții, muzică, tot ce vrei. Ei bine, iMac-ul meu a reușit să facă exportul ăsta în 6 minute și 50 de secunde, MacBook-ul cu procesor M1 Max în 2 minute și 49 de secunde, iar Mac Pro-ul în 2 minute și 14 secunde. Se vede diferența puterii de procesare între cele trei, dar parcă testul a fost prea ușor, așa m-am gândit eu și am zis hai să mai facem unul și să le dăm și mai multă treabă. Am găsit niște înregistrări video 8K ProRes puse la liber de câțiva creatori și am pregătit un timeline de 5 minute în care am inclus colorizări, texte 2D, texte animate 3D, iar ca să fac lucrurile și mai complicate am adăugat în anumite zone chiar și 9 fire video 8K, unul peste celălalt, ca să vedem cum se descurcă. Ei bine, Mac Pro-ul a exportat clipul în doar 2 minute și 48 de secunde, M1 Max în 5 minute și 54 de secunde, iar iMac-ul meu, nici nu știu cum să o spun, n-a reușit să exporte. Se tot bloca pe la 12%, unde erau vreo 5 layere video 8K, unul peste celălalt, apoi am decis să las eu așa vreo oră să-și fac acel pre-rendering din Final Cut și cu toate astea n-a reușit să exporte clipul, așa că am renunțat. Deci diferența de export dintre Mac Pro și laptopul cu M1 Max a fost de vreo 3 minute la un clip video 8K de 5 minute. Dar imaginează-ți că editezi un film de cinema pe o stație de genul ăsta sau faci un desen animat 3D. E bine, acolo se simte diferența reală. Am exportat pe Mac Pro și un clip 8K de 25 de minute, tot așa, cu multe layere, multe texte și așa mai departe, iar toată treaba a fost făcută în doar 16 minute și 30 secunde. Dar ce m-a uimit pe mine cel mai mult e faptul că în toate aceste teste nu am reușit să fac în așa fel încât coolerele Mac Pro-ului să pornească. Pur și simplu, temperatura procesorului n-a trecut deloc de 70 de grade, iar încărcarea lui nu s-a dus mai sus de 50% orice i-aș fi dat de făcut. De aia spuneam că e un monstru de PC, pentru că nici măcar n-am reușit să-l fac să simt așa puțină jenă că-l pun la treabă. Singura modalitate prin care am reușit să umplu procesorul a fost când am pornit în același timp următoarele. Și pregătește că e o listă lungă. Final Cut Pro, căruia i-am dat de exportat un clip 8K de 25 de minute, Cinebench Air 23, în care am pornit un test de 30 de minute, Blender, în care am pornit randarea menționată mai devreme, Blackmagic Raw Benchmark, la care am dat drumul ca să testeze sistemul, plus Safari, în care am deschis 100 de taburi. Abia atunci am avut un procesor încărcat la 97%, cu toate cele 4-5 tool-uri care se chinuiau să tragă cât mai mult din procesor, abia atunci am reușit să-l duc până sus. Cât despre memoria RAM, la testul ăsta erau folosiți aproximativ 47 de giga de memorie RAM din totalul de 192 de giga. Când am exportat clipul 8K, spre exemplu, și doar asta făceam pe el, încărcarea procesorului oscila între 5 și 30%, iar încărcarea memoriei RAM era constantă pe la 30 de giga. Practic, mereu îi poți da de făcut două task-uri complicate în același timp, că rămâi cu destulă putere de procesare și destulă memorie RAM cât să meargă amândouă liniștite. Și cum ziceam și la început, este un PC mult prea performant pentru cei mai mulți dintre noi. Știu că unii dintre voi vor spune că procesorul nu e cel mai nou și că noile Apple Silicon fac treabă mult mai bună. Da, procesorul nu e unul de top dacă îl pui într-un PC cu Windows, dar aici reușește sistemul de operare să compenseze prin stabilitate și grija la resurse mult mai mult decât te aștepți. Eu chiar nu credeam că o să mă chinui atât de mult să duc încărcarea procesorului la 100%. Și știi ce e mai interesant? Că am făcut testul ăsta pentru vreo jumătate de oră, iar procesorul a cam stat pe la 95-97% în tot acest timp și cu toate astea nu a depășit niciun moment temperatura de 82 de grade. Asta înseamnă că ventilatoarele n-au avut nevoie să pornească deloc. Totuși voiam să mă asigur că merg ventilatoarele după testul ăsta. Chiar eram curios, așa că am folosit un soft special care le poate da drumul la comandă. Și da, ele funcționează, dar chiar n-a fost nevoie de ele, așa că n-au pornit în timpul testului meu. Eu cred că diferența reală dintre Mac Pro și alte device-uri performante, cum sunt cele cu procesoare M1 Max sau M1 Ultra, se va face la randări de durate foarte lungi, de 4-6 ore sau poate chiar mai mult de atât. Pentru că răcirea și performanța unei astfel de unități centrale nu se compară cu cea unui Mac Mini sau Mac Studio, care, da, pot da randament bun, dar pe termen mai scurt. De asta spun că ar fi bine să alegi ce e mai potrivit în funcție de nevoile tale, iar dacă simți că Mac Pro e ce trebuie,
Am lăsat un link cu detalii în descriere. Ah, iar dacă acest Mac Pro nu-i pentru tine, uite aici review-ul unui alt PC monstru cu două procesoare și 36 de nuclee.